Sute de copii au umplut străzile Slatinei și au oprit mașinile și pietonii încercând să tragă un semnal de alarmă pentru a stopa poluarea și a proteja mediul. Este o zi specială pentru că sărbătorim Ziua Învățătorilor și Ziua Mediului, iar inițiativa copiilor de la școala Eugen Ionescu este lăudabilă pentru că promovează mișcarea, promovează sportul, care cred eu sunt esențiale pentru menținerea unei stări a sănătății cât mai bune. Așa cum spuneam, aș vrea ca acești copii să se constituie într-un bun exemplu pentru întreaga populație a municipiului Slatina. Copiii au vrut să arate cât de importantă este mișcarea. Au mers pe biciclete, pe role și au împărțit trecătorilor bilețele cu mesaje despre protejarea mediului. De când mergi tu cu bicicleta? De vreo 5 ani. Și cam cât faci pe zi așa? Vreo un kilometru așa. De ce e importantă mișcarea? Pentru corp. Pentru corp, pentru sănătate. Când ai învățat să mergi pe bicicletă? Acum 3 ani. Și cam cât mergi pe zi așa? În jur de o oră, jumate, două. De ce este importantă mișcarea? Pentru sănătatea noastră și mediu. Pentru a rămâne sănătos. Tu de când mergi cu bicicleta? Merg cu bicicleta de la 5 ani, pe două roți. A fost greu să înveți? Nu, a fost foarte ușor. Și cam cât mergi pe zi așa? Pe zi merg 4-5 ore. De ce este important să mergi pe bicicletă, să faci mișcare de orice fel? Este important pentru că putem să protejăm mediul pentru a nu mai merge cu o mașină atât de mult. Și pentru sănătate? Da, și pentru sănătate. Marșul pentru viitor a făcut parte dintr-un proiect Comenius. Școala Eugen Ionescu, prin această activitate, dorește să atragă atenția locuitorilor orașului Slatina asupra problemei schimbărilor climatice petrecute în ultima perioadă. Noi am studiat în cadrul proiectului Comenius, Reagir pur l'avenir, adică reacționați pentru viitor, floră, faună, economie, și am ajuns la concluzia că trebuie să-i educăm pe elevi în spiritul protecției mediului. Pe 5 iunie se sărbătorește Ziua Mondială a Mediului, instituită în 1972 de Organizația Națiunilor Unite.